Iisus, că și în dimineața aceasta suntem împreună în casa aceasta de rugăciune. Aș dori ca să deschidem împreună la Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Vom citi începând cu versetul 28. Întoarcerea Cornilescu la pagina 1051. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 28. Ascultăm cuvântul Domnului. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba, și Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor, și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții, cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, l-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească.
Iisus, descrându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și l-au făcut patru părți către o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorța cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit ca să se împlinească Scriptura, a zis: mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dat la gură. Când a luat Iisus osetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Amin. Dragii mei, am citit o parte din relatarea acestui eveniment a prinderii și răstignirii Domnului Iisus Hristos. Suntem familiarizați cu textul acesta și pentru că suntem la masa Domnului, ne aducem aminte de situația aceasta în care Domnul Iisus Hristos a trebuit să meargă la cruce. Domnul Iisus Hristos a fost prins, bătut și apoi răstignit. Desigur, în zilele acestea noi am vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și un lucru despre care încă nu s-a vorbit la noi în biserică zilele acestea este că atunci când, după ce Domnul Iisus Hristos s-a născut, au venit și a fost căutați de niște magi. Niște magi care au fost înștiințați de Dumnezeu că se va naște un împărat. Și magii aceștia, că erau niște oameni înțelepți care știau să deosebească vremurile, care citeau și în stele, oamenii aceștia erau oamenii care stăteau la masa împăratului, ei erau considerați ca niște preoți în sistemul perșilor. Oamenii aceștia erau considerați înțelepți, oamenii aceștia recomandau cine să fie împărați. Și știm despre Daniel că el a fost mai mare peste acești magi în vremea lui, magoi, cum se numeau ei, a fost pus de împăratul și, de fapt, funcția aceasta era moștenită și nu putea, și ei au fost supărați și au căutat să-l prindă pe Daniel cu ceva și l-au luat, și așa a ajuns Daniel în groapa cu lei, dar Dumnezeu a intervenit. Lucru care este important este că oamenii aceștia aveau scrierile lui Daniel, oamenii aceștia știau și deosebeau din vedenia lui Daniel când vorbește despre imperii, acum era, deja era al treilea imperiu, Imperiul Roman, și acolo spune că va veni o piatră care se va rostogoli și făcea referire la Domnul Iisus Hristos. Și ei au venit, au fost și călăuziți de stea, cunoscând că urma să vină un împărat, au venit ca să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Magii aceștia, când L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos și L-au găsit, nu intru în toate detaliile, dar au adus, aici mi-am adus aminte, au adus niște cadouri importante. Au adus aur, care în chinarea lor arătau că Domnul Iisus Hristos are o funcție de împărat.
au adus tămâie care tămâia se folosea la slujbele preoțești și Domnul Iisus Hristos va fi ca un mare preot, face slujba aceasta de ispășire pentru popor și au mai adus ceva, au adus smirnă. Dragii mei, smirna era o mirodenie care se folosea la îmbălsămare. În mod normal, atunci când se năștea cineva, dacă ai fi dus smirna, ar fi fost o ofensă, ar fi fost un lucru trist, pentru că abia se născuse, nu îi aduceai ceva care trebuia să fie pentru mormântare. Dar, dragii mei, acești înțelepți, prin darurile lor, au făcut referire la ceea ce avea să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos. Desigur, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât toate aceste daruri care le-au primit au fost de folos pentru Iosif și Maria, care erau niște oameni săraci, o familie săracă, aveau nevoie de sprijin pentru că ei au trebuit să fugă. Un înger al Domnului i-a înștiințat și i-au trimis să plece în Egipt. Ei nu aveau resurse să facă călătoria aceasta și să stea acolo, dar aceste daruri le-au fost folositoare. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când a fost prins și dus înaintea lui Pilat, am citit că el a fost întrebat și spune aici Pilat, aici afară la ei, și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Și ei au venit cu un argument și argumentul ăsta făcea referire la moralitatea lor. Ei spun: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Și Pilat spune: dați un pic, dacă voi veniți aici cu hotărârea voastră deja luată și cu acuzațiile voastre care voi nu mi le spuneți mie, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Și ei spune: nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Aici ei fac referire că erau sub rânduiala romană și ei nu aveau dreptul să-și facă singur dreptate. Și aici mai departe spune: aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase cu ce moarte avea să moară. Iudeii de obicei omorau cu pietre, dar dându-l în mâna romanilor, romanii foloseau răstignirea. Și spune: Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă și spune: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Și atunci Pilat vine și spune: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâinea mea, ce ai făcut? Desigur, nu era un lucru în avantajul Domnului Iisus Hristos să spună că el era împăratul iudeilor, pentru că ei n-aveau voie să aibă, ei trebuiau să fie sub guvernarea romană. E adevărat că Irod își cumpărase cumva și aranjase lucrurile ca să fie împăratul iudeilor chiar în timpul romanilor, dar Irod făcuse lucrul acesta pentru că era o situație politică destul de complicată în vremea aceea și perșii și romanii au avut perioade în care au cucerit ținutul Israel și ei, romanii, au acceptat lucrul acesta pentru o perioadă. Dar aici vine Pilat și spune: neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Și Domnul Iisus Hristos spune un lucru foarte important, spune: împărăția mea nu este din lumea aceasta, răspunde Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Vedem că Domnul Iisus Hristos vine și vorbește lui Pilat și îi spune un lucru destul de deosebit. Păi tu ești acuzat de iudei și vine și întreabă: dar ești tu împăratul lor? De ce te acuză? De ce vor? Ce se întâmplă cu tine? Și el spune: nu, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nici iudeii n-au înțeles foarte bine lucrul acesta. Dacă ei ar fi înțeles lucrul acesta, s-ar fi pocăit, ar fi trebuit să se pocăiască, ar fi trebuit să se întoarcă la Dumnezeu și să înțeleagă mesajul Domnului Iisus Hristos. Pentru că mulți din preoții cei mai de seamă nu au, Domnul Iisus Hristos l-a venit și le-a spus: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.
Ioan Botezătorul a spus, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu se apropie de voi, dar ei nu au acceptat lucrul acesta și Domnul Iisus Hristos vine și spune, împărăția mea este o împărăție deosebită, este o împărăție diferită de împărățiile voastre. Domnul Iisus Hristos a venit ca să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și spune, nu este din lumea aceasta și duce și argumentul. Și atunci Pilat îl întreabă și zice, atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos s-a născut și a venit în lume pentru a fi împărat. Dacă privim în contextul Evangheliei și vă uitați la toți cei care au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu din partea îngerilor, de exemplu Elisabeta și cu Zaharia, da, care au fost părinții lui Ioan Botezătorul, ei au primit mesaj de la Dumnezeu că li se va naște un prunc, chiar dacă era stearpă. Ei au reacționat, au avut o atitudine smerită și bucuroasă înaintea planului lui Dumnezeu. Dacă vă uitați mai departe, Maria și Iosif au fost deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu, oameni neprihăniți, oameni temători de Dumnezeu. Au avut o atitudine ascultătoare, smerită și au împlinit planul lui Dumnezeu. Și uitați-vă mai departe, cei care așteptau, mai sunt enumerați Simeon, Ana, dar erau și alții. Oameni care așteptau împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Așteptau venirea Domnului Iisus Hristos, așteptau pe Mesia, așteptau pe Mântuitorul, așteptau pe Cel care o să fie Mântuitor și Domn. Oamenii aceștia au fost oameni credincioși și nu avem, dragii mei, în scrierea Vechiului Testament, sunt 400 de ani în care, au trecut 400 de ani în care nu s-au scris, nu avem cărți rămase scrise cu mesajul lui Dumnezeu. Totuși oamenii aceștia mergeau la templu și se închinau, așteptau izbăvirea lui Israel. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, eu sunt un împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Doamne, dar dacă ești un împărat, de ce te-ai născut într-o iesle? Dacă ai venit ca să împărățești, de ce nu te-ai dus în casa împăratului? Domnul Iisus Hristos, așa cum s-a spus și ieri și s-a amintit și aseară, Domnul Iisus Hristos, El care a fost numit minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domnul domnilor, și sunt multe denumiri pe care le are Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a născut ca un bebeluș înfășat în scutece și curcat într-o iesle. Dragii mei, păstorii au primit mesajul acesta, s-au dus și au verificat. Nu era normal ca un prunc să se nască într-o iesle. Ei s-au dus și au găsit locul spus de îngeri. Dragii mei, magii s-au dus mai târziu, au ajuns mai târziu și l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, dar unde l-au găsit? Într-o locuință. L-au găsit într-o locuință, nu mai era, probabil Domnul Iisus Hristos, Maria cu Iosif a stat foarte puțin în locul acela după ce a născut, s-a găsit o casă pentru ei, un loc unde să stea. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit cu scopul acesta ca să fie un împărat. Dar întrebarea care i-a uimit pe toți și este cum Domnul Iisus Hristos, care s-a născut să fie un împărat, a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața avem. Versetul acesta, ca un mic moto acolo pus, ca să mărturisească, care ne mărturisește despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost adevărul revelat al lui Dumnezeu și este adevărul revelat al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul Logosul, care s-a întrupat pe pământul acesta, care este Dumnezeu, este adevărul care schimbă viața noastră și schimbă inima noastră și El împărățește în inimile oamenilor. De aceea noi îl primim pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn, ca împărat în inima noastră.
Scopul Domnului Iisus Hristos a venit ca să fie în împărat. Și împăratul acesta a trebuit ca să își termine misiunea pe o cruce, dragii mei. Lucrul acesta era de neînțeles pentru oamenii mari ai vremii. Cum un împărat venit din ceruri, un împărat care avea să schimbe istoria pe care îl căutau magii, un împărat care avea să facă o domnie care nu se va sfârși, împăratul acesta să termine pe o cruce? Domnul Iisus Hristos a fost prins, a fost bătut, a fost dezbrăcat de hainele lui, i s-a pus o cunună de spini în loc de o coroană împărătească? Domnul Iisus Hristos, în clipele acelea grozave, când a plătit plata păcatului, El cel nevinovat pentru cei vinovați, a spus: Tată, iartă-i, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. O, dragii mei, oamenii au ales ca să strige și să spună: răstignește-l, răstignește-l. Între Domnul Iisus Hristos, care a făcut atâtea vindecări, înmulțise pâinea, eliberase pe oameni de lucrurile rele și făcuse atâta bine, ei au ales pe Baraba, care era un tâlhar, care era un om care era acuzat de omor. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a răbdat pe cruce și a spus: mi-e sete, s-a isprăvit, și sunt mai multe expresii pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus pe cruce. Dragii mei, până și sutașul a mărturisit și a spus cu adevărat: acesta era Fiul lui Dumnezeu. Când s-a întâmplat lucrul acesta, pământul s-a cutremurat, trupurile sfinților au înviat, întunericul a venit peste locul acela. Toate aceste lucruri arăta prezența lui Dumnezeu în clipele acelea de preț nespus de mare și scump, de atunci când Dumnezeu a pătimit pe cruce pentru noi. O, dragii mei, avem harul acesta ca în dimineața aceasta să fim împreună și să... Lui care a curs la cruce la Golgota pentru noi, în toate acestea pentru că ne-a iubit și avem parte de legământul cel nou făcut în sângele Lui, avem parte de iertare și de împăcare cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca inima noastră să fie plină de recunoștință și inima noastră să se încreadă în Dumnezeu și noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a iubit atât de mult. Să mulțumim Domnului Iisus Hristos că El a murit pentru noi. Și cu recunoștință să ne apropiem de masa Domnului. Amin.